Bună ziua tuturor! Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local Târgovna din data de 23.09.2021. Suntem din 17 consilieri, suntem 16. Unu-i pe drum, s-a restricționat din nou traficul la intrare. Suntem 17, formație completă, 15 suntem prezenți fizic, iar 2 online. Domnul Traian Ursu, consilier Traian Ursu și domnul consilier Arastide Robert sunt online. Deci ședința este statutară. Dau citire ordinei de zi. Toate proiectele au fost inițiate de domnul primar al orașului Târgovna. Și dau citire proiectului numărul 1, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna octombrie 2021, inițiator primarul orașului Târgovna. 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ care funcționează pe raza administrativă a orașului Târgovna pentru anul 2021-2022, inițiator primarul orașului Târgovna. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru schimbul de locuințe construite prin ANL, potrivit punctajului stabilit în baza criteriilor de ierarhizare, inițiator primarul orașului Târgovna. 4. Proiect de hotărâre privind validarea unui membru al Consiliului de Administrație prin SC, Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A., inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului cultural-artistic Armonii de Toamnă cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice 1 octombrie și a Zilei Mondiale a Educației 5 octombrie, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 6. Proiect de hotărâre privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea evenimentului sportiv Campionatul Național de Table și Begemon, etapa finală 2021, inițiator primarul orașului Târgovna. 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al orașului Târgovna, inițiator primarul orașului Târgovna. 8. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Târgovna numărul 22 din 25.03.2021, actualizarea indicatorilor economice aferenți obiectivului de investiție, construire și dotare centru multifuncțional tip creșe, oraș Târgovna, județul Bacău, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua, inițiator primar orașului Târgovna. Și 9. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Pentru ordinea de zi a fost aprobat. Dau citire primului proiect. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna octombrie 2021. Avizele comisiei? Comisia juridică a avis favorabil, 6 voturi pentru, o abținere. Eu pot să zic că mă propun să fiu președinte comisiei? Sigur. Nu cred, mai citim de ce. Juristul ce spune? La președintele de ședință nu se obține un folos patrimonial. Adică președintele de ședință nu va obține o indemnizație în plus pentru că este președinte de ședință. Și atunci nu este un conflict de interes. După legile s-au obținut, dar așa, în comisie, Supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna octombrie 2021. Cine este pentru? Abține? Domnul pentru și domnul Aparaschile și domnul Ursu pentru. Abține? Împotrivă? Domnul Mărcuță, v-ați abținut? Proiectul s-a corectat, a spus că este legal să
16 voturi pentru. Proiectul a fost adoptat. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ, care funcționează pe raza administrativă a orașului Târgu Ocna pentru anul școlar 2021-2022. Discuții? Aici am auzit propuneri că am continuat cu aceiași membri. Avizul comisiilor. Avizul comisiilor, mă scuzați. Comisia juridică a aviz favorabil în unanimitate. Alte avize? Aici am să vă rog să faceți propuneri și totodată vreau să vă precizez faptul că fiind vorba de persoane, este vot secret. Vă rog, pentru școala gimnazială numărul 1. Vă rog, domnul. Pentru școala numărul 1, o spun că e doamna Vanda Lidia. Și eu pe Dragoș Muntean. Mai sunt alte propuneri? Pentru școala numărul 1 mai sunt alte propuneri? Nu, trecem la urmă. Pentru școala numărul 2. Vă rog. Stați un pic. Domnul Ursu l-a propus pe domnul Mărcuță. La ce și la câte școli avem? La 5. La Consiliul Școala 1, Școala 2, Tehnologie și Sporesc. Vă propun pe domnul consilier Ursu Traian la școala numărul 2. Stați acum, facem la vot sau? Da, facem și când nu votăm, ca să nu votăm. De... La școala numărul 2, altă propunere? Pe 2. Pe 2, la colegiul. La colegiul Cenegri, poftiți? Propun pe domnul consilier Sirochi. Și eu proiectul ăsta. La colegiul. La colegiul propun pe domnul Mihaios. Mai sunt altă propunere? Altă propunere? La colegiul Cenegri? Pentru liceul tehnologic? La liceul tehnologic propun pe domnul Bucurcherea. Pe domnul? Bucurcherea. O altă propunere? Domnul Mărcuță? N-am pus o propunere. Vreți să faci o propunere, da? La tehnologic, domnul Ababe. Domnul Ababe. Și pentru grădinița Ana Maria? La tehnologic. Rog pentru Paraschivei, că e de lor. Deci pentru liceul tehnologic mai este o propunere pentru domnul Paraschivei, da? Nu, la grădinița Ana Maria, ok. La tehnologic. Nu ați să nu fac propunerea domnului Boarda la tehnologic, vă rog. A treia propunere. Am să vă citesc propunerile, înainte să mă duc să plec cu buletinele de vot. Pentru școala gimnazială numărul 1, doamna Barna Liliana și domnul Unteanu Dragoș. Pentru școala gimnazială numărul 2, domnul Mărcuță Ceza și domnul Ursu Traian. Pentru Colegiul Național, domnul Șilochi Ștefan și domnul Rusu Mihai. Pentru Liceul Tehnologic, domnul Bucur Viorel, domnul Ababei și domnul Parma. Iar pentru grădinița Ana Maria, domnul Paraschivei. Da. Da? Pot să mă retrag, să pregătesc buletinul? Sunt două.
Consilierul Paraschivei Robert George are da. Uitați, sunt următorul, citim. Doamna consilier Barna Lidiana, da. Munteanu George Dragoș, da. Mărcuță Dumitru Cezărică, da. Ursul Traian, da. Șilopi Ștefan, da. Rusu Mihai, da. Tucu Fiorel, da. Avave Bogdan, da. Paraschivei Robert George, da. Avem pentru doamna Barna Liliana, da, Munteanu Dragoș, da, Mărcuță, da, Ursul Traian, da, Șilochi Ștefan, da, Rusu Mihai, da, Abave Bogdan, da, Barna Cristian, da, Aparaschivei Robert George, da. Avem pentru doamna Barna Liliana, da, Munteanu George, da, Ursul Traian, da, Șilochi Ștefan, da, Rusu Mihai, da, Bucur Viorel, da. Aparaschivei Robert George, da. Ceilalți au dus pe direcția, nu? Celelalte voturi.
Avem pentru, pentru doamna Barna Liliana, da? Pentru Munteanu Dragoș George, da? Consilier Mătuță Dumitruce Dorica, da? Și Traian, da? Și Lotii Ștefan, da? Și Lujure Cali, da? Bucur Viorel Cățina, da? Consilier Soave Montan, da? Apar Schive Robert George, da? Domnule Visevot, Barna Liliana, da? Munteanu Dragoș George, da? Mătuță Dumitruce Dorica, da? Ursu Traian, da? Și Lotii Ștefan, da? Rusu Mihai, da, Aba Bezodar, da, Barna Cristian, da, Aparaschive Robert George, da. Barna Liliana, da, Munteanu Dragoș George, da, Mărcuță Dumitru Cezărică, da, Ursu Traian, da, Șilopi Ștefan, da, Consilierul Sumitai, da, Consilierul Babi Bogdan, da, Barna Cristian, da, Aparaschive Robert George, da, Bucur nu are aici. Continuăm. Doamna Barna Liliana, da. Munteanu Dragoș George, da. Mărcuță Dumitru Cezărică, da. Ursu Traian, da. Șilopi Ștefan, da. Rusu Mihai, da. Bucur Viorel, da. Barna Cristian, da. Aparaschive Robert, da. Ok. Avem pentru doamna Liliana, da. Dragoș George, da. Mărcuță Dumitru Cezărică, da. Ursu Traian, da. Șilopi Ștefan, da. Rusu Mihai, da. Bucur Viorel, da. Barna Cristian, da. Aparaschive Robert George, da. Barna Liliana, da. Munteanu Dragoș George, da. Mărcuță Dumitru Cezărică, da. Ursu Traian, da. Șilopi Ștefan, da. Rusu Mihai, da. Avabe Bogdan, da. Barna Cristian, da. Aparaschive Robert George, da. Barna Liliana, opțiunea, da. Munteanu Dragoș, da. Mărcuță Dumitru Cezărică, da. Ursu Traian, da. Șilopi Ștefan, da. Rusu Mihai, da. Consilier Bucur Viorel, da. Consilier Avabe Bogdan, da. Consilier Aparaschive Robert George, da. Pentru doamna Barna Liliana, da. Munteanu Dragoș, da. Mărcuță Dumitru Cezărică, da. Ursu Traian, da. Rusu Mihai, da. Scuzați, aici, aici, rectific. Da, da. Îl încercesc. Să vă ofer, okay. Să spun mai rar. Bucur Viorel, da. Și Lotii Ștefan. Nu. Rusu Mihai, da. Bucur Viorel, da. Ababe Bogdan, da. Barna Cristian, nu. Aparaschive Robert George, da. Avem pentru Barna Liliana, da, pentru Munteanu Dragoș, da, pentru Ursu Traian, da, și Lotii Ștefan, da, Rusu Mihai, da, Bucur Viorel, da, Babei Bogdan, da, Aparaschive Robert George, da. Avem pentru doamna Barna Liliana, da, Munteanu Dragoș George, da, Ursu Traian, da, și Lotii Ștefan, da, Rusu Mihai, da. Bucur Viorel, da. Aparaschive Robert, da. Ultimul buletin de vot, Barna Liliana, da. Consilier Munteanu Dragoș George, da. Ursu Traian, da. Consilier Șilopi Ștefan, da. Consilier Rusu Mihai, da. Consilier Bucur Viorel, da. Consilier Aparaschive Robert George, da. Ce este validat cu Barna Liliana? 15, da. Lângă are domnul Munteanu. Deci 15. Da. Deci pentru spală. Nu vreau să spune la urmă. Da. Domnul 6, 7, 9, 10. Ok, deci. 3 versuri, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Consilia și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Domnul Rusu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Domnul Bucur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Domnul Bogdan Abate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și mă trebuie să nu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Domnul Valiu Cristian, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Domnul aparat Chivei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acestea sunt punctajele. În urma acestor rezultate, toți cei care nu au avut concurenți au fost validați. Numai în cazul celor trei candidați pe două locuri, voturile mai multe le are domnul Bucur Fiorel și Ababe Bogdan. Îl semnez și măsură. Da. Pot să... Lăsăm, doamne, secretar general. Mai reședeți odată? Am să dau citire membrilor desemnate dumneavoastră în Consiliul de Dezordine Învățământ de pe raza administrativă a orașului Târgovna pentru școala gimnazială numărul 1, doamna consilier Barna Liliana și domnul consilier Munteanu Dragoș George. Pentru școala gimnazială numărul 2, domnul consilier Mărcuță Dumitru Cezărică și domnul consilier Ursu Traian. Pentru Colegiul Național Costache Negri, domnul consilier Șilochi Ștefan și domnul consilier Rusu Mihai. Pentru Liceul Tehnologic, domnul consilier Bucur Viorel și domnul consilier Ababe Bogdan. Pentru Grădinița Ana Maria, domnul consilier Paraschivei Robert George. Îl rog pe domnul președinte să supună la vot proiectul de hotărâre cu nominalizările făcute de către dumneavoastră. Deci, supun la vot proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale Universităților de Învățământ, care funcționează pe raza administrativă a orașului Târgovna pentru anul școlar 2021-2022, așa cum a reieșit în urma votării. Cine este pentru? Mulțumesc! Abține. Și domnul Paraschire și domnul Rusu au votat pentru. Împotrivă. Trecem la proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru schimbul de locuințe construite prin ANL, potrivit punctajului stabilit în baza criteriilor de ierarhizare, inițiator primarul orașului Târgovna. Discuții, avizele comisiei. Comisia Juridică și Administrație Publică avizează favorabil cu 7 voturi din 7. Comisia de Urbanism aviz favorabil la unanimitate. Comisia Economică aviz favorabil 5 voturi pentru din 5 consilieri prezenți. Mulțumesc. Dacă sunt discuții la acest proiect, mulțumesc. Atunci supun la vot. Cine este pentru? Și domnul Mursu și domnul Paraschiv au votat pentru. Abțineri. Împotrivă. Proiectul a trecut. Aprobat în unanimitate. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind validarea unui membru al Consiliului de Administrație pentru SECE, Compania de Utilități Publice Târgovna S.A., inițiator primarul orașului Târgovna. Discuții la acest proiect, avizele comisiei, pardon? Avizele comisiei juridice și administrație publică, avizul este favorabil. Comisia de Urbanism a avizat favorabil, unanimitate. Comisia Economică a avizat favorabil, 5 voturi, 5 prezenți. Și aici, fiind vorba de persoane, votul este secret. Dacă îmi permiteți, am să mă duc să aduc cele 17 buletine de vot. Da. 15 de fapt, da? Să vă mulțumesc pentru vizionare.
Deci este vorba numai de doamna Leoleacă. Pentru. 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 Împotrivă. Un vot împotrivă. Așa e democrație. Trebuie să aveți pe aici. Ia să deci 14 voturi pentru din 15 exprimate. Doamna Leoleacă este validată. Mulțumesc foarte mult. Felicitări. Siguranță nu o să vă dezamăgesc. În urma votului, supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea unui membru al Consiliului de Administrație pentru CC Compania de Utilități Publice de Cluj-Napoca S.A., inițiator primar orașului Telorna. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate? Ei s-au abținut? Da. V-ați abținut dumneavoastră, pentru că nu, ca să nu iasă votul, ca să nu ne Eu am avut aici 15 buletine de vot. Mulțumesc. Trecem mai departe. Proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului cultural-artistic Armonii de Toamnă cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanei Vârstnice 1 octombrie și a Zilei Mondiale a Educației 5 octombrie, inițiator primarul orașului Târgoviște. Avizul comisiilor. La acest proiect de hotărâre, în cadrul comisiei noastre, domnul consilier Paraschive Robert George nu a participat la dezbatere și nici la vot. Ceilalți 6 consilieri și-au exprimat votul. 6 voturi pentru. Aviz favorabil. Alte comisii? Comisia economică, 5 voturi pentru din 5 prezenți. Aviz favorabil. Cele două comisii. Discuții. De acest proiect. Domnul consilier Lucuța. Stimați colegi. Grupul USR este de acord cu această inițiativă semnătoare, numai că e posibil că ar trebui să discutăm noi în amănunt, nu strict această propunere, să leagă și de cea viitoare, deci punctul următor al ordinei de zi, ci în general tot ce discutăm de proiecte pentru obținerea unor finanțări nerambursabile din fonduri publice. După cum probabil știți, există o lege, legea 350/2005, care dă niște indicații, bine, la un nivel mai sus, cum se aloc aceste fonduri. Pentru a nu exista nicio discuție aici la noi, în cadrul Consiliului Local, că aceste proiecte le aprobăm fie ca de fonduri pentru X, făcând parte din nu știu ce partid, pentru Y, se elimină toate speculațiile. Sunt inițiative lăudabile. Grupul USR va supune plenului în ședințele următoare un proiect de regulament pentru aprobarea acestor finanțări. Avem un cadru legal. Legea 350/2005 cu niște principii care stau la baza atribuirii acestor fonduri. E vorba, în primul rând, de transparență, de tratamentul egal. Trasabilitate. Neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității ca fondurile care le acordăm noi să mai fi fost acordate din alte direcții,
coerența deciziei noastre, ar fi bine să avem un astfel de instrument. În alt punct, atât a fost discuția, eu, Daniel, salut inițiatorii, dar hai să facem această măsură pentru toți. Alte discuții? Vă rog. Domnul consilier, vreau să vă spun că anul acesta am mers pe aceste proceduri de a susține toate evenimentele culturale, sportive, artistice la nivelul localității. Este lăudabilă inițiativa colegilor din USR. În anul ce urmează, odată cu aprobarea legii bugetului, vom supune spre aprobare și calendarul evenimentelor și la fel vom face un concurs pentru de eșalonare sau de ierarhizare a acestor fundații, asociații, societăți care doresc să implementeze la nivelul orașului Târgu Ocna diverse manifestări și atunci așa vom funcționa pe legea 350. Anul acesta am mers așa de ce? Pentru că a fost un consiliu local nou, validarea lui a fost în noiembrie, când nu aveam timp să pregătim materialele. Luna viitoare sau cealaltă vom elabora acest material conform procedurilor legale și odată cu prezentarea lui și prezentarea lui în dezbatere publică, toți vor lua la cunoștință despre această modalitate, vor subscrie și odată cu legea bugetului pe 2022 să știm exact care este suma care ne permite să o dedicăm acestor tipuri de manifestări, după care să ierarhizăm. Și atunci va fi o transparență totală și nici nu vor mai fi discuții. Și de asemenea încercăm și calendarul evenimentelor să îl nominalizăm odată cu legea bugetului ca să nu mai avem probleme în decursul anului. Pe principiul ăla, domnule, dacă știam, veneam mai repede cu o săptămână, cu două, materialul n-am, nici nu-i dăm în priză de timp. Mulțumesc! Vă rog! La bugetul anului va fi colegul meu, dar la mine se pare normal ca trebuie să fie promovat evenimentul, după aceea venim în partea faptului împlinit cu o încălzit la buget. Nu este un eveniment promovat de două săptămâni, ci sunt evenimente diferite. În acel weekend vor fi trei evenimente. Vineri va fi o lansare de carte, care este promovat evenimentul de către o asociație. Sâmbătă este un concurs cu tinerii promovat tot de o asociație, iar noi facem referire la manifestarea de duminică. Tradiția la Târgu Ocna era ca această manifestare de ziua persoanelor vârstnice să fie sărbătorită. O făceam într-un cadru festiv în spațiu public liber, întotdeauna cu sprijinul Direcției Generale de Protecție a Persoanelor și de la Bacău. Conjunctura de sănătate anul acesta nu mai permite organizarea acestor evenimente, nu mai pot fi relocați oamenii care veneau de la acele centre cu tot felul de produse, cu tot felul de... Și atunci nu putem să lăsăm nemarcat acest eveniment și de aceea am gândit să punem în valoare un spectacol, un eveniment în care să invităm la fel seniorii orașului, părinții noștri, bunicii noștri, vecinii noștri, care cu acest lege să-i putem respecta și să oferim un astfel de spectacol. De aceea am venit cu această propunere de material de ședință și proiect de hotărâre. Alte înscrieri la cuvânt? Da, mulțumesc. Atunci supun la vot proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului cultural-artistic al lunii de toamnă cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, 1 octombrie, și a Zilei Mondiale a Educației, 5 octombrie. Cine este pentru? Domnul Grozavu, votați pentru? Okay. Abține. Domnul Mufu, 16 voturi. Domnul Aparasile nu a participat, nu? Nu. Okay. Domnul președinte, pentru următorul punct pe care trebuie să citire. Imediat. Prima, aș vrea ca eu, care am o funcție de conducere în regionul românesc și în organizația care a solicitat, aș vrea cu permisiunea dumneavoastră să părăsesc sala, să nu particip la acest punct. Vă mulțumesc. Thank you.
Proiectul 6. Alo! Sunt la 112, ce unde asta aveți? Alo! Sunt la 112, aveți unde asta? Da, citire pentru numărul 6, proiect de hotărâre privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea evenimentului sportiv Campionatul Național de Table și Backgammon, etapa finală 2021. Inițiator primarul orașului Târgu Ocru. Discuții pe acest proiect. Avizul comisiei. Comisia juridică a fost favorabil cu 5 voturi pentru, 1 abține, 2 împotrivă. O singură comisie? Nu. Comisia economică a fost favorabil cu 5 voturi pentru din 5 prezenți. Mulțumesc. Discuții. Se scrie cineva la cuvânt? Nu. Am să spun câteva cuvinte despre proiectul numărul 6. Alocarea 12.000 de lei de la bugetul orașului Târgu Ocna nu este oportună pentru acest proiect. În cazul în care noi nu am făcut o parcare anul ăsta, în cazul în care nu am astupat niște bărți în orașul Târgu Ocna, ca să nu mai zic asfaltări, nu ne permite. Am fi putut face concursul de biciclete între cer și pământ. Nu l-am făcut. Era cuprins în calendarul competițional și afișat acolo la centrul de informare turistică. Nu a fost cuprins nici la începutul anului în investiții și cheltuieli. Deci, pur și simplu, astea vin, cum ar veni, împotriva cererii orașului Târgu Ocna. Da? Ce vor cetățenii? Din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere. Atunci îi turizează noua orașul. Păi eu răspund. Nu, dar nu deformați. Da. Sunteți împuternici de orașul. Deci, asta este părerea mea de a, și supun la vot acest proiect. Supun la vot proiectul numărul 6, proiect de hotărâre privind alocarea fondurilor necesare pentru organizarea evenimentului sportiv, Campionatul Național de Table, BGM, etapa finală 2021. Cine este pentru? Domnul Parasile și domnul Ursu. Se abține cineva? Împotrivă sunt eu. Da. Proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al orașului Târgu Ocna. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Avizul comisiilor. Comisia economică. Comisia economică nu a avut materialul acesta. Comisia economică a vis favorabil, 4 pentru și obținere. Mulțumesc. Discuții? Nu sunt. Atunci supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al orașului Târgu Ocna. Cine este pentru? Domnul Parasile și domnul Sorbă. Mă abțin. Cine este împotrivă? Nu sunt. Proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 8.
Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna, numărul 22 din 25.03.2021, actualizarea indicatorilor economice aferenți obiectivului de investiții, construire și dotare centru multifuncțional tip creșă, oraș Târgu Ocna, județul Bacău, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Avizul comisiilor. Comisia Juridică și Administrație Publică a avis favorabil, 6 voturi pentru, abținere domnul consilier Maciu Pesan de Gheorghiță. Comisia de Urbanism a avis favorabil, unanimitate. Comisia Economică a avis favorabil, 4 voturi pentru, abținere. Discuții? Nu sunt. Trecem la vot. Cine este pentru? Domnul Aparatire și domnul Urs au votat pentru. Mă abțin. Cine este împotrivă? Mă prășit, așa o observație, mă întâi se întreabă împotrivă și apoi abținere. Și înainte de punctul diverse, de punctul întrebări, interpelări, răspunsuri, punctul 9, aș vrea să supun la vot procesele verbale de ședință care trebuiau aprobate. La ce mă președinte? Cine este pentru? Din 29 iulie? Da, din luna iulie. Nu ați spus. Da. 16 voturi, domnul Rădănuța. Eu maxim am lipsit la acea ședință. Ok. Următorul proces verbal este cel încheiat la ședința din 26.08.2021. Aveți observații, completări? Supun la vot, cine este pentru? Și domnul Ursu și domnul Aparatir au votat pentru, 17 voturi. Și procesul verbal încheiat la ședința din 2.09.2021. Nu aveți observații? Spuneți, vă rog. În ultima parte, eu, după câte știu, suntem 7 de consilieri, la ușinitea numărul pare 18. La amendamentul de la început UTR-ul, a fost 7 pentru, 2 împotrivă și 9 abține. Și eu vădeam de la două. La, și la celălalt sunt 5 pentru, 0 abține, 0 vot. La proiectul mare. Am să verific și am să colectez. Vă supun aprobării procesul verbal. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Mulțumesc frumos. Cele trei procese verbale au fost aprobate. Ultimul punct de pe ordinea de zi. Punctul 9. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Vă rog, domnul. Da. Da. Am ocupat un litic pentru un de trăvator. Am putut de cheltuie pe un aur, ca pe aurul de trăvator. O societate care face demărări.
Întreb domnul director, dar că a fac de demolări punctul? Să fie o parte din lic, sunt 63 de mii pentru demolări. Firmă, avem bun, avem basculă, sper că ar fi necesar să demoleze punctul clădirului care l-avem. De demolat nu altă firmă, nu chiar. Poate și consenta să demoleze și poate și să închirieze. Nu poate. Deci, cum nu e un părț? A luat un excavator. Credeți că de 80 de mii euro. Și am văzut că este avut o ordonanță 24. Astea, gardonii de la ANL, de la 20, au intrat la vânzare. Nu știu de ce de ce de 24. Așa. Vreți să luați cuvântul? Evenimentele. Prin hotărârea din Consiliul Local aprobat numărul 69 pe 2021 s-au alocat 50.000 de lei pentru evenimentul călătorii drumul eroilor. Chiar aș vrea ca în semn de respect, în semn de omagiu adus organizatorului acestui eveniment, care și-a pierdut viața acum câteva zile, săptămâni. E vorba de Adi Războva, să marcăm un moment de recunoaștere. S-a încheiat un contract de prestări servicii de promovare TV cu Studio Art în valoare de 59.500 de lei. Prin hotărârea de Consiliul Local numărul 68/21 din 2021, suma alocată a fost 110.000 de lei și de aici au fost finanțate următoarele tipuri. Contract de prestări servicii cu Axial Music în valoare de 69.365,1 lei. Start de plată pentru artiștii locali 10.600 de lei. Contract de prestări servicii cu societatea PNRN Arte SRL, acel material susținut de Dan Puri, 16.000 de lei.
Până acum avem 95.695. Am avut evenimentul cu premierea cuplurilor care au primit 50 de ani de căsătorie, state de plată 10.500 de lei și o achiziție publică prin SICAP cu 10 radio M plus SRL în valoare de 3.570 de lei. Dacă adunăm toate aceste sume, vedem că picăm pe valoarea aprobată prin cele două hotărâri de Consiliul Local. A fost un eveniment reușit. Vă mulțumesc tuturor care ați fost implicați în organizarea acestui eveniment și cei care ați participat. Iar vânzările din bilete au totalizat 4.650 de lei. Deci aici, practic, rezultă faptul că o perioadă de un an a stagnat în ceea ce înseamnă evenimente culturale, evenimente de tip spectacol, și atunci, până când va fi să fie pornit acest mecanism ca târgovnenii să fie dispuși să aloce o parte din veniturile dumneavoastră pentru a achiziționa un bilet sau mai multe, să găsim soluții atât cât putem prin bugetul local să promovăm aceste tipuri de evenimente pentru ca orașul să aibă acces la ele. Au fost făcute invitații către toți agenții economici din orașul Târgu Ocna, către toate instituțiile publice, către toate cabinetele de medicină, familie și de specialitate, către constructori, către prestatorii de servicii de utilități, către prestatorii de alte tipuri de servicii din oraș. Au fost invitați foștii salariați care au lucrat în administrație și consilieri locali și primari anterior. A fost, zic, un maraton de o lună de zile, important, interesant și Târgu Ocna a fost bine reprezentată, a fost și promovată pe diverse canale, atât canale de socializare, YouTube și Facebook și ce mai sunt, TikTok, și pe televiziuni locale și regionale, mă refer aici la TVR Iași și posturile locale, exclusiv TV, Acum TV și cei care au mai participat. Vă mulțumesc tuturor pentru susținerea acestui eveniment și cred că și celelalte două evenimente, cel cu campionatul de chemo și marcarea zilei persoanelor vârstnice, cred că vor fi la fel de bine organizate și primite de către comunitate. Vom face tot ce înseamnă promovare ca persoanele interesate să vină și să participe la aceste evenimente. Ați văzut că avem și artiști locali, cei care s-au implicat de fiecare dată, și artiști de talie națională, care vor veni și vor prezenta un spectacol. E vorba de într-o duminică, pe data de 3 octombrie. Vom stabili exact ora cu care începem și să construim un spectacol de 2 ore jumătate, 3, pentru cei care au trudit în perioada anterioară în Târgu Ocna și au pus o cărămidă peste alta. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, că fost aluat de region. Vă mulțumesc, domnule primar, mulțumesc Consiliul Local, care a aprobat acest proiect de hotărâre. Într-adevăr, în Târgu Ocna vom organiza un eveniment, campionatul național de table și backgammon. Aici vom aduce cei mai buni jucători din țară. Este etapa finală și ca un bonus pentru târgoveni care au în acest oraș sediul Federației Române de Table și Backgammon, începând din luna iulie, din 14-7, când a fost ales președinte și validat de către Ministerul Tineretului și Sportului. Și vreau să aduc lumea aceasta Backgammon aici. Am să fac o comparație, eram undeva într-o stațiune în Austria și toți de acolo spuneau că funcționează toate unitățile de cazare, restaurantele, în baza unui casino. Bine, ăsta nu este un casino, este un sport al zilei. Cei mai mulți au trecut de la jocul de table, așa, din jucat în bar, la întâmplare, la studiu, programe. Este un joc al profesioniștilor. Iar ca un bonus pentru Târgu Ocna, așa cum ați aprobat și dumneavoastră, în baza cererii Asociații Române de Backgammon și Federației Române de Table și Backgammon, care au semnat și ștampilat împreună pentru acest proiect, toți cei din Târgu Ocna vor putea juca gratuit și vor putea rămâne din premii aici, dacă vor fi. Dar în jurul meu, când am început în 2002, mergând în Europa, în multe țări din Europa, au venit mulți jucători din Târgu Ocna și cred că sunt vreo 10 care au participat de foarte multe ori la turnee naționale și internaționale. Și o să fie un eveniment bun,
ce este bon asta? Vor solicita servicii de cazare, de restaurant, de taxiuri, vor promova imaginea orașului, vor veni peste timp, dacă se simt bine la noi și cred că se vor simți bine, pentru că vom avea grijă să aibă o competiție la standarde internaționale și, bineînțeles, toți vor avea de câștigat, pentru că să aduci un 50-70 de jucători din orașele țării, plus însoțitorii care vin alături de ei, soții, copii, și să stea 4-5 zile la cazare aici, cheltuiesc cel puțin 2000 de lei trebuiește unei familii care să... Și e un eveniment, e un prilej de promovare a orașului. Doresc un succes Consiliul Local să aprobe cât mai multe evenimente. Într-adevăr, sunt multe de făcut, dar și acest eveniment cuprinde o mare latră a practicanților de tablă. Și oamenii valoroșilor de tablă, nu numai cei care au mai puțină carte, să zic așa. Dar, deci, eu zic că avem de câștigat prin promovarea orașului. Păi invit pe toți târgovneni să jucați la această competiție, o să afișăm programul, o să revenim cu detalii și vă mulțumesc pentru... Nu o să vă dezamăgesc, o să fie o competiție ca la care. Vă mulțumesc! O întrebare. Da. Stațiunea unde ați participat la concurs, cu cât a contribuit primăria? Da, acum o lună de zile, primăria Giurgiu Vării ne-a ajutat cu... În străinătate, mă refer. A, în străinătate? Pe ce principiu lucrează cei din străinătate? De exemplu, în Cipru de Nord dau 40.000 de euro suplimentar la premiu și vin jucători din toată lumea, îi țin acolo o săptămână, în competiție, vin cu 2-3 zile înainte, depinde cum au avioanele, că vin din toate țările lumii. Hotelul are... Păi, dau un exemplu, deci un hotel are undeva la 1.000 de camere, toate le ocupă, parcursul a cel puțin 7 zile și dau undeva la 40.000 de euro să dea bonus și îi scot undeva sute de mii de euro din încasări. O instituție privată de acești bani, nu de primărie. Vă dau un exemplu, acum câteva zile am încheiat turneul la Giurgiu Vării, primăria de acolo a susținut cu 6.000 de lei din fond. Mă rog, primăria, da? Și alte 2.000 de lei ne-au venit din surse private. 8.000 de lei am primit de la Giurgiu, 6.000 de la primăria. Au participat jucători din Timișoara, Cluj, București, toată țara. Au fost premii în total vreo 20 ceva de mii de lei. A fost o seară plăcută, s-au scris frumos despre competiție, au stat la cazare 3 nopți, 3 zile. Dacă noi dăm 12.000, așa că am scris de grup, păi aici este... de două ori mai multe. Păi, tocmai că aici este capitala Beghemului românesc. Aici aveți președintele la Beghemul, aici au plecat cei mai mulți. Eu de două ori am fost campion european. Să știți că sunt părinți care mă roagă să le pregătesc copiii, da? Încet, încet să punem bazele, pentru că este un sport al minții. Și voi nici pe noastră, doar jucați dumneavoastră șac și eu, cei mai mulți din Beghemul sunt și jucători de șac. Eu, de exemplu, nu m-aș duce la o competiție să particip la pe personal. Da. Să știu că locuitorii sunt avantajați să nu plătească taxe. Eu nu m-aș duce la toți. Păi, același principiu am mers și la Giurgiu, este scopul de a promova și de a aduce un respect celor care au dat bani, știți, aici. Nu e niciun respect, adică eu mă duc viu de la București și plătesc. Așa este sistemul competiției. Plătesc înscrierea, iar cei care sunt în loc, dar nu plătesc înscrierea. Păi așa s-a întâmplat la Giurgiu, acum cei de la Giurgiu vor veni aici și vor plăti. Se folosesc în toate competițiile sportive și când a fost călătoria aici, drumul eroilor cu biciclete, la fel a funcționat și când a fost călătorie între cer și pământ. Astea sunt competițiile puse de organizator și... Comunitatea trebuie să pună în valoare și... Dacă am luat bani de la comunitate, să-i întoarcem comunității. Da. Mai avem ceva de completat la punctul diverse? Vă rog, domnul Abade. Întrebarea mea referitor la proiectul cu parcările rezidențiale. În ce stadiu se întâmplă? Se mai întâmplă ceva la asta? Și de ce din punctul ăsta? Dacă mai durează până se face cartografierea, măcar să facem anul ăsta, să marcăm, să identificăm și să marcăm locul pentru persoanele cu dizabilități și pentru însoțitorii acestor persoane.
sunt câteva persoane care chiar au o problemă, au persoane care sunt în grijă, nu se pot deplasa, nu au un loc de parcare, parchează cum de pot, e un pic de situație mai ciudată. Și poate gândim un regulament pentru a marca, oricum legea ne obligă să avem măcar, nu știu, 2% din locuri de parcare, să marcăm aceste locuri cu prioritate. Această investiție este în derulare, suntem în faza de intabulare a terenurilor, pentru că fără intabulare nu poți să mergi mai departe până nu dovedești că ai proprietatea. Vreau să vă spun că prin actele normative în vigoare, persoanele cu dizabilități li s-a eliberat de către primărie acele permise de parcare și pot parca oriunde. Este adevărat că la nivel de localitate nu sunt niște locuri special amenajate, dar ei prezentând acea legitimație pot parca oriunde este loc de parcaj afișat. Dacă tot discutăm de infrastructură, săptămâna trecută s-a semnat cu contractul de finanțare pentru obiectivul de investiții de la școala numărul 2, tot pe POR. S-a semnat contractul de finanțare cu finanțatorul ca și intermediar Agenția Nord-Est. Urmează acum lansarea procedurilor de achiziție. Vom elabora o procedură de achiziție de proiectare și execuție pentru a scurta timpul și a da șansă ca această investiție să deruleze mai repede. De asemenea, săptămâna trecută, ca și membri ai grupului de acțiune locală Trotuș, am semnat documentația și am depus-o la Agenția de Plăți ca și proiect pentru finanțarea achiziționării unor costume populare. Cei din Consiliul Local trecut știți când a fost avizat și aprobat acea inițiativă de proiect și avem acolo alocat un proiect în valoare de 23.000 de lei în care să achiziționăm costume populare pentru a pune în valoare partea de folclor din Centrul Cultural. Investiția cu școala numărul 1 continuă, este în grafic, au venit și primele plăți de la finanțatori, le-am plătit constructorului, ieri au trecut și grinzele și elementele de structură pentru sala de sport, se lucrează în ritm susținut. Constructorul, dacă vremea va permite și nu apar niște situații deosebite, încearcă să finalizeze până la finalul anului 2021, calendaristic, să finalizeze corpurile de clădire, pentru ca școala să fie transferată și să meargă înapoi în locația normală, urmând ca să continuă în partea de primăvară sala de sport. E un disconfort total, școala a început bine, suntem pe poziție, am sprijinit unitățile școlare pentru a desfășura în bune condiții actul școlar, după o perioadă mai îndelungată de online. Asigurăm transportul elevilor, asigurăm tot ce înseamnă materiale de igienă, curățenie și tot ce ne-au mai solicitat. Am dat sprijin prin aranjarea unor spații de învățământ de la școala numărul 3, pentru că s-au mai modificat numărul de clase și am mai relocat acolo situații. Sper ca, odată cu finalizarea investiției de la școala 1, să putem până atunci să se desfășoare și activitățile de licitație și achiziție cu școala numărul 2 și odată după terminarea anului școlar 2021-2022 să începem investiția de la școala numărul 2. La fel, știți că acum câteva luni de zile când am aprobat un nou proiect de hotărâre a creșei, când atunci cu toții ne puneam întrebarea de unde vom susține partea de finanțare care la vremea respectivă ne revenea nouă, iată că până la urmă și atunci v-am spus că cu siguranță vom găsi soluții, pentru că nu suntem doar noi în această situație și a văzut, s-a elaborat un act normativ în care a permis reechilibrarea prețurilor și ca drept dovadă astăzi am venit în Consiliu cu repunerea acestui proiect de adezie. Iar cu privire la valorificarea turistică, s-a semnat ordinul de începere acum 2 săptămâni. Ieri a fost constructorul a doua oară sau a treia oară în zonă, se pregătește de organizare de șantier. Împreună cu echipa tehnică am fost pe fiecare stradă să identificăm problemele care sunt acolo. Sunt și ce ne revine nouă să facem ca și pregătire până când va începe lucrarea.
Sunt mai multe tipuri de lucrări. Echipa din primărie de la mediu se preocupă și aici, vă rog și pe dumneavoastră să transmiteți tuturor locuitorilor cu care vă întâlniți de pe acelea străzi să facă tot efortul și să creioneze în arăs și să-și facă în toamna asta branșamentul la rețeaua de canalizare a ferestrelor acelor străzi, pentru că odată ce investiția va începe să se deruleze și va fi, va trece etapele de lucrări, 5 ani de zile nu mai putem interveni pe, nici pe carosabil și nici pe trotuare. Și atunci ar fi păcat, trebuie să îi sprijinim, le dăm tot concursul cu cei de la CRAB să găsească soluțiile optime să se branșeze sau măcar să scoată branșamentul pe, în proprietatea lor, după care pe proprietate fiecare să facă ce o putea. Mai avem o altă categorie, sunt câteva străzi care se suprapun, sunt trei străzi care se suprapun cu programul operațional regional de apă și canal. E vorba de strada Petre Ispirescu, strada Fântâna cu apă rece și strada Ion Diaconescu, care acolo proiectul este un pic întârziat. Acolo aceste străzi vor fi abordate în ultima etapă, sperând ca în această perioadă și finanțatorul CRAB să-și termine toate documentațiile și să înceapă și procedurile de lucru. Mai avem pe câteva străzi o serie de stâlpi de iluminat public care, natural, sunt așezați și cad fie în mijlocul pistei de biciclete, fie în mijlocul trotuarului. Dacă acolo unde pică pe trotuar mai sunt cum mai sunt probleme, mai pot fi semnalizați, ocoliți, trebuie să găsim o soluție de relocare a celor stâlpi care pică exact în mijlocul pistei de biciclete. Aici nu putem spune că a fost o eroare a proiectantului. Proiectantul a încercat să găsească soluția optimă să traseze pista de biciclete, dar n-avem cum să o duci pe mijlocul șoselei. Și atunci trebuie să găsim soluția. E vorba de strada Alexandru cel Bun, mai sunt vreo două străduțe pe aici, pentru că Cotenesc, Sion și nu știu unde, care trebuie găsit 5, 6, 10 stâlpi de relocat cu branșamentele aferente. Facem corespondență cu operatorul local, regional, de EON, sperăm să găsim soluția optimă. Pe partea de infrastructură mare, cam astea sunt investițiile. Da, sensul giratoriu, am pornit documentația, am solicitat acum și vom lansa curând licitația pentru elaborare studiu de trafic. În câteva zile trebuie să iasă și avizarea de la semaforizare și eu vom ataca și asta în această toamnă. Și nu mai știu celelalte. Camerele de luată de sunt funcționale de aproximativ 10 zile. Am creat un departament specializat și am împuternicit pe șeful de la situații de urgență, doar el să aibă acces acolo la sistemul de supraveghere video. Sunt 51 de camere la nivel de localitate, o parte din ele supraveghează principalele intersecții, intrările în localitate, zonele publice, piațetele, piațeta primăriei, piațeta pietonală, piațeta Regina Maria și zona centrală, parcul Măgura, o parte din camere supraveghează locurile vulnerabile de la zonele de depozitare de deșeuri. Și vreau să fac apel și aici dumneavoastră să diseminați informația și celor care ne urmăresc. Deja am identificat două sau trei persoane care aruncă în locuri nepermise sau nu respectă procedurile de depunere de deșeuri. Știm că conștientizarea se face pas cu pas. Nu am trecut acum la măsuri de a sancționa pecuniar, ci acum mergem doar pe varianta de avertisment la prima greșeală. Dar n-am vrea să ducem și așa veniturile sunt astfel cum sunt, ci trebuie ușor, ușor să conștientizăm populația pe locuitori să depună selectiv. De asemenea, avem un set de camere care supraveghează și pot să identifice numărul de matriculare. Deci, suntem acum în procedură de elabora un parteneriat cu instituția poliției și a jandarmeriei pentru a se face schimbul de date. Toate se fac sub incidența legii de GDPR, de protecția datelor, de protecția informațiilor. Nu are nimeni acces decât în condițiile legale. E un proiect care credem noi că va ridica standardul localității. Da, rezervorul de apă la Vâlcele e, sperăm noi ca luna aceasta, octombrie, să-l finalizăm și până 1 noiembrie să furnizăm apă. Ați văzut că a fost achiziționat, a venit nou rezervor, s-a montat
Acum se fac legăturile la el și se acoperă și am început reabilitarea conductei de apă în cartierul Poie. Pentru că acolo, acel cartier suferea uzură maximă. Ați văzut, a apărut și o conferință de presă la nivel de CRAP. Nici Târgu Ocna nu face excepție din marile aglomerări care au pierderi de apă undeva peste 60%. Sunt pierderi de apă uneori neidentificate. Cumva să pierde și strada Vânători de Munte cu montare hidrant? Acum, prin această reabilitare, reabilităm strada principală cu cele două trasee și pe stânga și pe dreapta. Facem juncțiunile cu străzile ce sunt acolo, Cireșoaia, Vânători de Munte, Progresului și nu mai știu care mai e acolo. Căptar și Elisei Ursac. Facem branșamentele acolo și cred că ne vom opri aici pe bugetul alocat 2021, plus că nici vremea nu cred că ne va mai permite să continuăm. După care, pe bugetul 2022, să facem toate legăturile și să între cartierul să fie racordat la sistemul de alimentare nou. Da, eu aș avea... Și eu aș mai avea ceva. În legătură cu ce a spus domnul primar, legat de asfaltări, știu că ați trimis adrese la toți foarte bine să se racordeze la apă, la canalizare și ați mai spus și la gaze. Au venit la mine, gândesc, în 30 zile e imposibil să racordăm la gaze, procedura e mult mai lungă, din păcate, așa e la noi. Și unii erau chiar speriați oarecum că 5 ani de zile nu vor mai putea să racordeze. Trebuie să găsim o soluție cu acordul celui care asfaltează, cu aprobarea lui, ca acești oameni să poată să beneficieze de și această utilitate publică. Bineînțeles, refăcând strada la stare inițială, s-au mai făcut și în alte localități, deci nu trebuie să speriem că 5 ani de zile nu... Pentru că, într-adevăr, nu se poate gata într-o lună de zile, deci clar. Deci chiar dacă... Noi nu ne-am spus o lună de zile, noi am spus ca să se preocupe și în toamna aceasta și în iarnă să rezolve aceste probleme și constructorul a spus că clar, anul acesta nu vom pune asfalt pentru că ne apropiem de sezonul rece, vor face pregătirile necesare, vor pune borduri, vor pune tot ce au de făcut conform calendarului, dar și am apăsat mai mult pe pedala de accelerație cu partea de alimentare cu debranșamente canalizare, pentru că suntem condiționați de următorul proiect, cel pe celelalte investiții pe canal, pentru că gradul de racordare trebuie să fie undeva peste 80% din proiectul actual. Și atunci să nu intrăm într-o criză de timp ulterioară când nu vor putea să ducă investițiile pentru că nu s-au branșat. Acum nici nu putem fi exagerați dacă acolo nu e o proprietate și e doar o grădină sau un spațiu care încă e într-o transformare, să-l pui pe om, vrei, nu vrei, fă-ți branșamentul. Dar sunt proprietăți care, mă rog, și-au construit altfel bugetele și-au ignorat semnalele noastre și atunci ne facem datoria să-i înștiințăm. Măcar omul să știe că a fost înființat, a luat la cunoștință, sub semnătură, după care va decide. Până la urmă... Un individ avea termen până la 30 septembrie, ceea ce era practic imposibil. Avea o adresă de la dreapta. În fine. Dar ideea că mai există portițe și după aia. Sigur. Bine, mulțumesc. Eu aș vrea să continui. Asfaltarea pe strada Tisești, în parteneriat cu Consiliul Județean, se lucrează la proiect. Înțeles. Deci anul ăsta aproape nu. Gunoiul este aruncat pe domeniul public și trec zile întregi până când este strâns. Da? Noi am depus și am dezvoltat la nivelul instituției primăriei o aplicație în care locuitorii, dacă se sesizează anumite aspecte, să puncteze acolo. De fiecare dată, când s-au semnalat acolo nefuncționalități ale orașului, echipele de intervenție au acționat prompt. Nu, sunt situații... De 70-80 de ani, știu. Nu știu, 70-80 de ani, probabil v-o povesti cineva înaintea și neastră. Deci, haideți să nu... Iar toate discuțiile din spațiile neautorizate, noi nu răspundem la ele. Înțeles. În primul rând, se folosește un limbaj incorrect. Și vă rog, domnule consilier, să luați act că domnul consilier, care astăzi este și președinte de ședință, continuă cu pamfletele în zona virtuală, ceea ce cred că nu caracterizează pe nimeni de bun simț. Mulțumesc frumos.
Iarba din cimitirele Rolindor nu ne face cinste, da? Vorbim despre... Dacă tot vreți să promovați localitatea, vă rog să nu mai faceți poze de la firul ierbii. Ați avut, nici nu știu cum să-i spun, când v-ați dus și a făcut poză de jos, s-a dus și a făcut domnul consilier o poză în autogară, așa luăm firul ierbii de jos, ca să se vadă cumva iarba e mare și uitați, domnule consilier, jigniți locuitorii. Nu jigniți. Măcar numai de formație realitate. Extinderea rețea de gaze de pe strada Găleal, cei care au fost... Sunteți în Consiliul Local de Geama. Extinderile sunt lansate de către EUA. Da. Când au loc? S-au strâns semnături anul trecut, în primăvară. Ați depus un jurământ și atunci când ați depus un jurământ, ați spus că să respectați legile țării. Păi respectați-le. Da, mulțumesc. Balta de lângă cimitirul sovietic, când o asanați? Sau nu face parte din prioritățile dumneavoastră? Răspuns la întrebarea domnului consilier Rusu Traian, cât a costat reabilitarea străzii de sectat. Sunteți cu avocatul dumneavoastră? Nu. I-am dat răspunsul personal. Nu, vreau să-l știm și dar de ce? Dumneavoastră a avut o întrebare și a primit răspunsul. Nu știu. Deci pentru mine sunt suspiciuni rezonabile de corupție și mai face o sesizare în acest sens. Probleme, nu e nicio problemă, mă bucur. Atât am avut de spus. Mulțumesc frumos, declar. Mai aveți, domnul Alamec, mă scuzați. Aș reveni totuși la parcări, că v-ați fost foarte la cor, treceați, vreați să bifați lista dumneavoastră, dar vă rog, răspundeți-mi că la celălalt proiect ați dat niște termene cât de cât prinse în timp. Suntem în procedura de intabulare. Nu ține de noi, proiectantul își face treaba, intabulăm, suntem undeva în zona locurilor de acum cu măsurătorile. Așa cum am venit în fiecare ședință și v-am spus stadiu, așa vă vom informa și acum. Facem tot posibilul ca anul acesta să ne ținem de promisiunea și să terminăm măcar documentații. Iată, lucrurile pentru persoane cu dizabilități, pe mine era să fie marcate fizic, pentru că problema nu este că sunt prea multe locuri. Păi, nu sunt locuri și atunci cei sunt vin cu mașina nu mai au unde parca. În incinta locului, nu fost. În primul rând, o să solicit de la Direcția de Asistență Socială să vedem exact în ce incinte sunt persoane cu dizabilități, ca să știm exact la dreptul cărei scări se face. Știu că acolo unde au fost solicitări, la blocul de ANL, unde avem un domn care are și chiar i s-a făcut o facilitate, s-a schimbat și apartamentul cu ani în urmă, s-a găsit o soluție, s-au mai găsit niște soluții la Deor, la AUR, în spate știu că a fost o astfel de marcaj, poate s-au mai și șters, o să revenim asupra. Iar apropo de sesizările online, eu personal am avut câteva sesizări făcute de luni de zile la care n-am primit niciun răspuns. Adică am sesizat că dacă în mediul ăsta neaprobat virtual de care spuneți se face și puțină călăgie, se intervine mai rapid. Eu nu e stilul meu să fac presiune în genul acesta, dar am sesizări la care nu am primit niciun răspuns de luni de zile. Dați-mi voie să verific și vă mă informa. Dar dacă aveți și punctual care sunt, să le după ședință să ne vedem. Poate să fie o scăpare sau poate nu și simplu s-a rezolvat și n-a fost făcut comunicare. Nici nu s-a rezolvat problema. O să verific. Ar fi interesant și un indicator, un timp de răspuns la aceste sesizări. Dacă... Eu știu că departamentul de comunicare se preocupă de acest lucru, dar poate mai sunt și sincope. Verificăm și nu avem niciun interes să nu dăm răspunsuri. Alte interpelări, probleme de semnalat. Mulțumesc, declar ședința închisă.